Uite. Despre proiectul hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Pascu Patriciu Mirel. Vreau să votăm pentru introducerea pe ordinea de zi acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă sau abține? Ok. Atunci o să votăm proiectul de ordinea de zi împreună cu proiectul care este peste ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu sunt. Atunci să trecem la primul proiect care este pe ordinea de zi. Este proiectul cu jurământul noului primar. Și am să dau cuvântul domnului secretar. Voi citi numărul 2040 din data de 2 iulie 2021 al judecătoriei Reșița. Pronunțată în dosar 3366/1990/2021. Validează alegerea domnului Pascu Patriciu Mirel la alegerile locale din data de 27.06.2021
prefectul care a severit încheierea secolumică dată prefectului și secretarului general al unității administrative teritoriale, căreia îi revine obligația aducerii la cunoștință publică a prezentei hotărâri prin afișarea acesteia la sediul primăriei în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu drept de a formula apel la tribunalul care a severit în termen de două zile de la aducerea la cunoștință publică, dată în camera de Consiliu și pronunțată la data de 2.7.2021, punerea soluției la dispoziția părților de grepa instanței. Da, nu s-a înregistrat nicio cale de atac, dovada, încheierea a fost afișată în termen și termenul a expirat bine de contestat. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Bocșa. Așa să mă ajute Dumnezeu. Dragii mei, înainte de a începe să vorbească prefectul județului Caraș-Severin, domnul Cristian Grufu, care este bocșanta nostru și te-a spune și eu un cuvânt, o să vă rog să vă ridicați din nou în picioare, să păstrăm un moment de reculegere pentru fostul primar, pentru Emanuel Dănilă, Manu, cum l-am cunoscut toți, un om extraordinar, care din păcate nu este printre noi. Eu am fost un prieten bun de-a lui și regret ceea ce s-a întâmplat. Să păstrăm o moment de reculegere. Vă mulțumesc. Domnul prefect, te rog să vorbești primul. Ultimului act juridic-administrativ înaintea intrării în atribuțiile legale de primar de către domnul Pascu prin depunerea jurământului. Fiecare campanie electorală are orgolile ei și naște prin mulțumiri în rândul participanților. Cetățenii s-au exprimat pentru mandatul 2020-2024 în Bocșa a doua oară. Cei care au avut ceva de spus au venit la vot și au exprimat votul. Cetățeanul este suveran în ziua alegerilor. Domnul primar, domnul Patriciu Pascu, trebuie să îndeplinească cu respectarea legislației în vigoare, de acum încolo, atribuțiile de primar a orașului Bocșa. Toți cei care au candidat au încercat să-și prezinte oferta lor. Cum am mai spus, populația și-a exprimat voința. Îi urăm succes, putere de muncă. Am mai fost primar. De obicei, populația nu dă șanse a doua oară. În cazul dânsului, populația și-a exprimat din nou acordul ca dânsul să fie edilul orașului. Ca și cetățean al Bocșei, domnul Pascu știe, când am discutat și când am fost primar prima oară, știe că în mine Cristi Grufu are un real sprijin atâta timp
cât voi avea funcția de prefect al județului Cara Severin, cât și după aceea ca și cetățean al orașului Bocșa. Îi urez succes, nu are o viață ușoară de acum încolo, pentru că moștenirea de până în 2020 nu este una ușoară. Sunt multe proiecte de reevaluat, de finalizat, de terminat. A intrat în luptă, o duce mai departe pentru a-și respecta promisiunea electorală față de cetățenii din orașul Bocșa. Succes și să dăm Dumnezeu să faceți pentru oraș. Având în vedere și dubla mea calitate de președinte a organizației Partidului Național Liberal, vă urez succes și în această calitate și vă asigur că consilierii orașului liberal, orașului Bocșa, vă vor sprijini legal de toate neașteptările noastre. Mulțumesc, domnule prefect. Mulțumesc, Cristi. Dragii mei, ne aflăm astăzi la sfârșitul alegerilor, ultimul act în care am depus jurământ. În primul rând, vă mulțumesc la toți că ați venit astăzi aici. Mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine, m-au susținut, m-au votat și azi sunt aici. Să știți că ceea ce este astăzi în orașul Bocșa, eu știu foarte bine, pentru că de două luni de zile merg peste tot în oraș, discut cu cetățenii, știu ce se întâmplă în instituțiile noastre. Din păcate, lucrurile nu stau rost deloc. Dacă ar fi să încep cu proiecte europene, sunt proiecte europene, două sunt bune, mergem pe ele, mergem și pe al treilea, dar vreau să vă spun că lucrurile stau prost în al treilea, este o poveste nemuritoare care ne costă pe noi ca și oraș mulți bani și un risc de a returna vreo 4 milioane de euro înapoi. Nu știu dacă orașul și-ar putea permite sau am intrat în faliment cu acest proiect european care privește autobuzele. Știți că se cară în jur de 100-150 de oameni pe zi cu 2 lei biletul, adică facem un profit extraordinar. Nu mai vorbesc că în societatea de transport în ultimii 3 ani de zile a venit directorul și mi-a adus facturi de întreținere și de reparații de 100.000 de euro. Nu știu dacă sunt justificate toate aceste lucruri care s-au făcut, trebuie să fim atenți, să nu mai continuăm așa. Nu mai vorbesc ce se întâmplă sau ce se întâmplă în secția de gospodărie a orașului. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați cumpărat motorină de acolo. Asta este realitatea. Ați cumpărat motorină. Ați cumpărat fier vechi, ați cumpărat piatră, ați cumpărat balastru, dar pe banii noștri a tuturor. Lucrurile acestea se încheie. Am un director la secția de gospodărie tânăr, capabil, sunt convins că nu va tolera lucruri de acest gen în orașul nostru. Avem trotuarele care le vedeți cum arată, am năpădit iarba pe ele. Zicem că suntem pe câmp și pe alea care le avem. În ultimii 9 ani de când am plecat, nu s-a construit un metru de trotuar. Asta este realitatea cruntă. Pe străzile laterale este dezastru. Avem lucrări la canalizare, la apă în Bocșa Montana. Avem lucrări la gaz. Nu știu cât mai poate să tolereze cetățenii ce este pe străzile laterale. Uitați-vă strada care duce la Pringhen, cum arată. Este praf, unde stă și domnul prefect. Când am plecat, era asfalt. Uitați-vă pe strada care duce la cabana Stejarul. E praf. Zonele noastre de agrement.
îți rup mașina că mergi acolo. Toate aceste lucruri arată un oraș încremenit. Un oraș în care dumneavoastră v-ați dat seama că nu mai putem continua așa. Am 20 de ani de muncă în acest domeniu. Vă promit, nu doar faptul că am jurat astăzi aici și o să mă țin de acel jurământ, vă promit că voi aduce oameni pregătiți, voi aduce oameni corecți, oameni cinstiți, care să lucreze pentru orașul Bocșa. Nu cred că este momentul acum să vă fac o radiografie mai detaliată, dar să știți că situația este mai gravă decât vă prezint eu astăzi. Dar ca să trecem și să mergem și într-o notă pozitivă, pentru că mulți mă întrebau, dar nu ești bucuros că ai ajuns primar greu? Păi, la ce găsești, îți trece bucuria repede. Cam asta este situația în orașul nostru. Dar să trecem la lucrurile pozitive și să vă invit, că de Sfântul Ilie este, care este patron spiritual al orașului, merge la mănăstire. A doua zi, pe platoul la Penii, avem un spectacol, cum făceam în urmă cu niște ani de zile, și vor fi zilele orașului. De asemenea, vreau să vă mai anunț că pe data de 15 august, de Sfânta Maria, vrem să inaugurăm și deschidem insula Paradisului, zona Paradis din Bocșa. Am început cu Aleea Cutei și vom continua acolo. Secția Gospodărie lucrează, este o forță secția Gospodărie, dacă își face datoria așa cum trebuie. Este o forță puternică. Am angajat 15 muncitori, mai avem de adus 2-3 oameni pe acolo și eu zic că lucrurile vor intra într-o normalitate. Repet încă o dată, de 15 august vă aștept acolo. Sunt multe de spus, multe de mulțumit, nu vreau să mulțumesc la nimeni în mod special astăzi, pentru că vă mulțumesc tuturor, nu vreau să ne dezvăluiesc pe mine, pe nimeni, dar vreau să mă lăsați să mulțumesc familiei mele, să mulțumesc fetelor mele, să mulțumesc soției mele care m-au susținut, m-au tolerat, au suportat toate conturile false și toate porcăriile care s-au scris. Problema e în felul următor. Pe mine chiar nu mă interesează, pot să scriu orice. Absolut. Poate să scriu orice, pentru că lumea s-a convins că sunt conturi false, că sunt neadevăruri. Și în momentul când nu mai ai ce să spui, da, scrii tot timpul. Hoțul strigă hoții. Știm bine acest proverb? Și o să vă arăt într-un an de zile care sunt adevărații hoți. Chiar o să vi spun pe toți. Da? Cam asta este situația. Vă mulțumesc frumos că sunteți astăzi alături de mine. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea care m-ați dat-o. Pentru că nici leul la Banca Națională nu are stabilitate dacă nu are încredere. Vă mulțumesc încă o dată de încredere. Nu vă voi dezamăgi și voi lucra pentru orașul nostru. Mulțumesc! Expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Pascu Patriciu Mirel. Rog domnului consilier să voteze. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost mandat. Da, votat. Ok, acestea fiind spuse, ședința s-a încheiat. Vă mulțumim celor care ați participat.
tânăr, frumos, fălos. Mai facem un interviu sau? Ce facem? Facem un lucru, cred că... Așa nu mai e vorbitea. Așa ar fi. Mai vreți să luăm un interviu? Așa ar fi frumos să dau un interviu pentru presă.